Consilierele primarului s-au implicat activ în discuție, motiv pentru care s-au ales cu înjurături, dar și cu palme din partea femeii nemulțumite. Femeia, în vârstă de 63 de ani, susține că pentru a beneficia de indemnizație de handicap, Comisia de Expertiză i-a impus realizarea unei anchete sociale. Pe actul respectiv trebuie să se regăsească semnătura primarului, ori răbdarea femeii ajunsese la final. Potrivit acesteia, aștepta de 2 zile să îi se elibereze actul respectiv. La primărie m-au trimis de la Comisia Centrală, de acolo, de pe bradului, să vin aici să fac o anchetă socială. Pentru ce nu știu? Da, mă rog, am făcut. Vin aici ieri, tot așa am luat în șuturi, am fost în șuturi luată. Eu ridic vocea. De ce ridic vocea? Pentru că nu sunt bine înțeleasă și nu sunt nici ascultată. Păi veni cu gura mare la mine o mărțoagă care habar n-are să respecte o vârstă, nu o să vină maleabil la mine să zică, doamnă, cine ești tu? Dar nu vă certați. Eu dacă vin aici, vin cu o suferință, nu vin așa că vreau să cer pe primar și să scot afară din funcție. Deci ei sunt în slujba cetățenilor și trebuie să rezolve situația cetățenilor. Că tași, tași, păi dacă tac, ce știi la mine dacă eu tac? Ce, la ce veni eu aici? Uite, tac. Problema. Păi acum, de-abia acum. Că tot timpul sunt frituită. De câte ori vin, sunt frituită. De cealaltă parte, edilul susține că nemulțumirea femeii nu este îndreptățită, deoarece hârtia respectivă a ajuns chiar astăzi la semnat. Vreau să vă spun că nu avea dreptate, documentul a intrat astăzi în primărie, l-am emis astăzi la ora, cred că este ora undeva 10, dar asta e, înțelegem pe fiecare, pentru că sunt situații deosebite și nu vreau să le comentez. În cele din urmă, femeia și-a primit hârtia pentru a merge cu ea la comisia de evaluare.